Nu toți angajații spitalelor ce se vor transforma în azile pentru bătrâni vor avea locuri de muncă pe viitor. A recunoscut-o chiar șeful Direcției de Sănătate Publică Prahova, care afirma zilele trecute că reforma nu este chiar așa de rea cum o văd oamenii. Până ieri, la ora 18, aproximativ 200 de angajați ai celor trei unități spitalicești au venit la direcție cu cererea de redistribuire. O șansă are însă doar personalul medical. Cel auxiliar nemedical va avea o problemă, culmea din cauza autorităților locale. Acela ar fi trebuit să fie absorbit de noua structură Cămin de Bătrâni. Din păcate, această decizie a autorităților locale de a nu accesa programul de cămine de bătrâni face imposibilă redistribuirea acestui personal și, într-adevăr, sunt niște probleme legate de viitorul lor ca și angajați și asigurați în același timp. Nici redistribuirea personalului medical nu e scăpată de probleme. Există riscul ca la unele unități sanitare să se depășească acel procent de cheltuieli de personal de 70% din bugetul unității sanitare. Și atunci, face o excepție, pentru că și atunci sunt... împreună cu casa de asigurări, fiind mai multe persoane care vor efectua serviciile respective, vom bugeta corespunzător aceste unități sanitare. La preventoriul de la Bușteni nu poate fi vorba de redistribuire, pentru că acolo aproape tot personalul va rămâne încadrat la căminul de bătrân ce urmează a se face. Probleme vor fi însă la Plopeni, Bălțești și Urlați. Directorul DSP Prahova nu a putut să ne pună la dispoziție numărul angajaților care vor rămâne fără loc de muncă după reforma sanitară.